Salut, prieteni, bună ziua! Sunt în fața arestului central, unde se află inculpata Pascu Miruna. În urmă cu vreo 5 minute, 10 maxim, Curtea de Apel s-a pronunțat pe contestația inculpatei Miruna Pascu, mama tânărului drogat care s-a urcat la volanul mașinii și a omorât doi oameni în 2 mai și pe alții i-a rănit. Deci Curtea de Apel s-a pronunțat, respinge contestația inculpatei Pascu Miruna și va rămâne 30 de zile în arestul central. Deci ea o să fie anchetată din arest preventiv. Deci ea astăzi în instanță, plângând, a plâns și ea, asta este, cerând indulgență judecătorului pe camera de consiliu de la Curtea de Apel ca să îi schimbe din arestul preventiv măcar în arestul la domiciliu sau control judiciar. Culmea culmilor că din înregistrările apărute între mamă și fiu nu se auzea nici din partea mamei, nici din partea fiului vreun regret pentru că fiul a omorât doi tineri. Pe unul, culmea, l-a despicat în două. Vă dați voi seama ce viteză avea dacă mașina l-a despicat în două. Și cealaltă fată, fața îi era mutilată. Deci, din partea mamei, din partea tatălui, chiar dacă nu mai sunt împreună, din partea fiului, nu a existat niciun regret. Maică-sa nu a spus în instanță nici că regretă, nici că îi pare rău. Nimic, nimic. Deci, inculpata Miruna Pascu rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile. Să îi spunem și că ea este aici reținută, în acest imobil, și să îi spunem că i-a respins. Pascu Miruna, rămâi în arest! Curtea de Apel ți-a respins contestația, da? Mama criminalului drogat din 2 mai. Deci rămâi în arest! I-am spus ca să știe și ea că nu va pleca acasă.